Concesionarea pășunilor continuă să fie o pacoste pentru crescătorii de ovine din vestul țării și nu numai. Aceștia se plâng că, din cauza vidului legislativ, administrațiile locale refuză să încheie contracte pe o perioadă mai mare de timp, iar în unele cazuri, primăriile își revendică în mod abuziv subvențiile pe suprafață. La pășunat este o problemă. Nu s-a pus bazele acelei legi de concesionare a pășunilor, prin care noi fermierii să putem să concesionăm pe o perioadă cât mai îndelugată pășunea. Ni se încheie contracte doar pe câte un an, plata la care trebuie să o plătim către primării este la unele localități aproape de suma pe care o încasăm de la APIA, iar în cazurile mai dificile avem localități cu fermierii care nu plătesc nimic la primărie, dar în schimb consiliile locale ridică plata pe suprafață. Probleme sunt că banii de la Comunitatea Europeană pentru pășuni ar trebui să fie alocați în pășune pentru întreținerea ei, dar din păcate nu se regăsesc banii în pășuni. Insistăm să ne audă cine trebuie să ne audă, cei care ne conduc, că această lege a concesionării, legea pășunatului, a pășunilor, concesionare, să vină cât mai repede și să fie în favoarea noastră, pentru că dacă nu avem aceste pășuni în administrarea noastră pe o perioadă cât mai lungă, animalele încep efectivele se micșorează datorită faptului că terenul arabil în prezent este lucrat în proporție de 90%. Datorită subvențiilor, datorită proiectelor și programelor care au început să prindă cât de cât să intre pe făgașul normal și terenurile, nu mai avem atâtea prăloage pe care animalele noastre se poate să... Spre deosebire de anii trecuți, an de an vin infuzii de fel și fel de rase de carne, rase de lapte. La rasele de carne avem nevoie de pășuni însămânțate, avem nevoie de tehnologie pentru pășunea care o avem în administrație. Dacă nu avem alocate pe un număr de ani cât mai mare, nu avem curajul să facem investițiile. Facem investiții doar foarte minore, încât să ne asigure o încărcătură cât de cât acceptabilă pe suprafața de pășunat. Subvențiile la sectorul ovin chiar au fost plătite la timp. Crescătorii fermierii au fost mulțumiți datorită faptului că înainte de sărbători o mare parte au avut posibilitatea să-și sconteze adeverința APIA pentru a ridica subvenția printr-o bancă acreditată la vremea respectivă, CEC sau Raiffeisen. S-au onorat scontarea adeverințelor de către minister, adică au fost plătite la timp, n-am avut probleme cu instituțiile sus menționate de nereambursare a creditelor și, într-un cuvânt, referitor la subvenții, putem spune că stăm foarte bine. La ferma sa din comuna Pădureni, Ovidiu Ogârtin a achiziționat câteva exemplare din rasa Romanov și, prin încrucișarea cu rasele autohtone, și-a propus să obțină hibrizi de o prolificitate superioară. Dețin un efectiv de 700 de oi mame, iar de câțiva ani am adus în ferm două rase noi, sau folk din Ungaria și rasa Romanov, o rasă de prolificitate din Rusia, din contul Donului. Da, deci rasa pe care, sau berbecul pe care îl vedeți, este un exemplar din această rasă. Este o rasă de prolificitate. Sperăm ca în 2-3 ani să obținem hibrizi care să poată să producă o cantitate mult mai mare de carne în comparație cu animalele tradiționale care le-am crescut până în prezent în fermă. Acum ce randament au? Până în prezent
Nu putem să vorbim de o statistică că avem doar de anul trecut rasa Romanov în fermă. Pot să vă spun doar că s-a simțit la efectivul de animale montate cu rasa, cu berbecul Romanov, de un plus la numărul de miei pe cap de animal. Avem aici un berbec din rasa Romanov care provine din zona Iaroslav, din fostul RSS, de pe lângă Don, de undeva. Este o rasă foarte prolifică, frecvent fată 2, chiar 3 produși. Și este foarte bună și pentru blănițe. Deci miei sunt foarte buni pentru blănițe. E o rasă cu lapte, cresc intensiv miei, foarte bună la hibridări între rasele noastre autohtone și Romanov. Și apoi mieluțele obținute când ajung la maturitate se încrucișează cu o rasă de carne și realizăm mai mulți produși la fătare, adică la 100 de 150-170 de produși la fătare și cu viteză bună de creștere. Și deci aici sunt, deci este berbecul Romanov și hibriz între Romanov și Merinos.